În ciuda tot ceea ce se crede despre asta, se pare că animalele de companie sunt benefice sistemului nostru imunitar, mai ales atunci când vorbim despre raportul dintre copii și alergii. Totuși, nu vorbim chiar despre toate animalele de companie, după cum îți vom explica imediat. Se pare că hamsterii nu fac parte din această categorie, oricât de drăgălași ar fi, susțin oamenii de știință. Aceste constatări se bazează pe analiza datelor privind 66.215 copii mici din Japonia. Aproximativ 22% dintre cei studiați au fost expuși la animalele de companie prin intermediul mamei lor, în timp ce erau încă în pântec. Studiul îți sugerează că ar trebui să ai acasă încă cel sau o pisică. Echipa de cercetători de la Universitatea Medicală din Japonia consideră că studiul oferă suficiente dovezi pentru a arăta o legătură între expunerea la animale de companie și alergii, deși detaliile variază în funcție de tipul de animal și de tipul de hrană. Copiii expuși la pisicile și câinii din interior au avut semnificativ mai puțină predispoziție la alergii, a arătat studiul. Acestea au inclus alergii la ouă, lapte și nuci, grâu și soia, în timp ce tendința generală pare să fie că este mai bine să ai animale de companie în preajmă, există în mod clar variații. Nu același lucru se poate spune despre câinii ținuți în aer liber, de exemplu, dar nici despre hamster. Descoperirile noastre sugerează că expunerea la câini și pisici ar putea fi benefică împotriva dezvoltării anumitor alergii alimentare, atenuând astfel preocupările legate de păstrarea animalelor de companie și reducând povara alergiilor alimentare, au mai informat cercetătorii. Studiul nu este suficient pentru a dovedi cauza și efectul și de asemenea merită să reții că rezultatele se bazează pe răspunsuri la un chestionar, nu pe observații. Cercetătorii au putut doar specula cu privire la natura relației, sugerând că expunerea la animale de companie ar putea schimba amestecul de microbi intestinali la copiii mici, relatează Playtech.ro.